faceți? Astăzi a fost o zi mai light, fără Mehica pentru mine și pentru că am stat în casă toată ziua, am zis să mă organizez puțin, să-mi organizez puțin agenda ca să fiu pregătită pentru perioada următoare și ușor, ușor să încep să-mi organizez așa și ideile pentru ianuarie, chiar și pentru YouTube, pentru că da, suntem la jumătatea lui decembrie și deja trebuie pregătit ianuarie. Deja e un pic cam târziu pentru ianuarie, dacă e să ne gândim așa. Dar, da, sunt aici așa și mă gândeam și îmi treceau tot felul de chestii prin minte. Am agenda asta de la Elite Planner. Mă rog, este mai mult partea din exterior. Acum o să o umplu. Și mă gândeam așa, puțin la mai multe chestii, la evoluție, la schimbări, la foarte, foarte multe lucruri și am zis să deschid camera să vorbesc puțin așa cu voi, să fie un fel de old school TikTok, dacă vreți, despre schimbare în general, pentru că pentru mine ăsta a fost clar un an al schimbărilor și e bine pentru că erau necesare de mult timp, dar e și o perioadă în care intru pe teritorii noi, să spunem. Și sunt multe chestii de învățat și la asta mă gândeam că, în general, suntem foarte reticenți la schimbare și eu am partea mea de vină și aici pentru că îmi este greu să mă adaptez la lucruri noi sau să schimb situațiile sau să schimb lucrurile pe care le am și așa mai departe. Dar ușor, ușor încerc să mă obișnuiesc, să-mi dau seama că face parte din viață și toată treaba asta și că este normal să apară și schimbări în viața noastră și că este normal ca lucrurile să evolueze. Apropo de treaba asta că mai sunt oameni care spun, vai, cât te-ai schimbat! O, Doamne, bine că m-am schimbat, adică bine că m-am schimbat, bine că nu mai sunt aceeași de acum 10 ani, bine că mi-au dispărut anumite idei din cap, bine că au evoluat lucrurile în minte, bine că văd lucrurile altfel, Doamne, deci e bine, e de bine. Și de aia schimbarea nu trebuie neapărat să fie rea. Eu cred că noi, prin natura noastră, noi românii, prin natura noastră, avem tendința să fim foarte rigizi la schimbare și cred că asta este unul din motivele pentru care se explică de ce am rămas un popor de latini într-o mare așa slavă, pentru că noi ne-am opus tot timpul schimbării, nu? Am fost foarte refractari la schimbare și ne-a fost foarte greu și ne-a fost foarte silă de schimbare și nu ne-a plăcut. Dar de ce? Dar de ce să mă schimb eu? Dar de ce să-mi stric eu confortul meu? Dar de ce să mă mut eu? Știți cum treaba aia cu americanii care schimbă și două, trei case în 2 ani, să mută de pe o coastă pe alta și n-au nicio treabă și noi de-abia dacă ne mai părăsim casa părintească acum în ultimii ani, pentru că suntem foarte refractari la schimbare și de-a lungul anilor am avut multe discuții interesante pe tema asta cu multe persoane. Și da, majoritatea sunt refractare la schimbare și sunt anti-schimbare și le se pare că e rău și mai ales dacă au obținut o zonă din asta de confort unde le e bine, nu vor să prea îi plece de acolo și nu cred că se poate și mai bine, știți? Sau poate nu le este atât de bine, dar te acomodezi și cu rău și da, și asta mă gândesc că și anul viitor o să fie tot așa, o perioadă de schimbare destul de interesantă pentru mine și că o să am destul de multe lucruri de învățat noi și tot răsar așa proiecte, pentru că v-am mai zis eu așa pe aici pe acolo că am, în ceea ce privește cariera, se spune, am luat-o cumva într-o altă direcție, iarăși, cred că e a cincea oară în ultimii 10 ani. Dar, da, apropo de schimbare, și asta e absolut ironic, venind de la mine, care nu prea îmi place schimbarea, e absolut ironic să zici că tot timpul pivotezi și o iei în altă direcție cu cariera, fiindcă așa a fost să fie și cumva este și foarte plăcut pentru că e cumva prima dată când muncesc pentru mine, dacă înțelegeți.
Este efectiv prima dată când muncesc pentru mine și e așa emoționantă senzația, dar în egală măsură este și înfricoșătoare, pentru că mă având într-un teritoriu despre care n-aș putea să spun că nu știu, că am lucrat, adică nu e vorba că n-am nicio tangență cu domeniul, dar n-am mai făcut asta efectiv așa, la modul ăsta. Și este înfricoșător, și este înfricoșător că trebuie să stai la masă cu oameni care au niște pretenții și tu trebuie să ajungi la pretențiile alea și este înfricoșător, mai ales pentru mine este ideea asta de a da greș, de a failui. Și deja mi s-a spus, oricum, stați liniștiți, că deja am fost avertizată că n-o să fac nimic și că o să fiu un dezastru și că nu sunt bună de nimic și că deja mi s-a spus treaba asta, adică deja am fost avertizată că da, o să fie iarăși o încercare eșuată a mea în viață și că aș putea să nici nu mă mai obosesc. Dar partea bună la mine, ca întotdeauna, este faptul că sunt încăpățânată și mă duc fix în direcția în care îmi convine mie sau în care vreau eu, chiar dacă nu este neapărat cea mai bună direcție pentru mine. Și da, frica asta de a da greș e constant cu mine, adică orice fac, pe mine mă paralizează la un moment dat. Ăsta a fost și motivul pentru care am refuzat să fac foarte multe chestii, am refuzat să fac lucruri pe care poate le-aș fi făcut mai bine decât alții, să mă avânt în mări și în lucruri în care poate aș fi făcut o treabă mai bună decât alții, dar mi-a fost frică de eșec și mi-a fost frică că, nu știu, nu o să mă ridic la înălțime și că voi dezamăgi oameni și, bineînțeles, prin asta n-am făcut decât să dezamăgesc oameni și implicit pe mine. Dar la un moment dat trebuie să spargi cochilia asta și să ieși din ea și să îți vezi de treabă și să încerci pentru a 100 așa, 1000 oară și am eu o vorbă cu Pebbles în general că dacă caz de 7 ori te ridici a 8-a oară, cam așa și cam așa funcționează, din ce am observat eu, cam așa funcționează lucrurile în lumea asta, pentru că nu mai suntem într-o epocă în care îți alegeai traiectoria undeva la începutul vieții și rămâneai pe ea până la final, sau cât voiai tu, și după aceea plecai și n-avea nicio importanță dacă te simțeai bine, dacă nu te simțeai bine, te acomodai și te obișnuiai, intervenea obișnuința aia și găseai acel sweet spot în care să-ți meargă bine și gata. E, acum nu mai este așa. S-ar putea ca să, nu știu, să schimbi joburi, traiectorii și oameni din viața ta de câteva ori pe an acum, adică nu există o cale de mijloc și acum nu mai este un dat că dacă te-ai angrenat în ceva, gata, o să și funcționeze sau dacă ți-ai ales o cale, aia o să fie, adică constant trebuie să fii deschis la schimbare și exact ce vorbeam la început. Noi suntem refractari și asta ne face de multe ori să ne meargă greu. Suntem refractari la schimbare și asta ne face să meargă greu lucrurile, dar la un moment dat, timpurile în care trăiești, te învață că trebuie să accepti și schimbarea. Face parte din tine, face parte din lumea în care trăiești. Dacă nu te schimbi tu, te schimbă alții, nu-i nicio problemă. Adică dacă nu te miști tu, te mișcă alții, te iau pe sus sau și mai bine te lasă în urmă. Da, pentru că în momentul în care toată lumea merge, trece mai departe și tot trage de tine și nu se poate și tu nu vrei și nu te schimbi, rămâi în urmă și o să ajungi în punctul în care te întrebi, da, de ce ei au putut și eu nu. Și da, cumva pe mine asta m-a făcut să depășesc frica asta de a eșua. Și faptul că sunt încăpățânată de a încerca chestii, chiar dacă mi-e frică de lucruri noi, mi-e silă de schimbare de multe ori, mi-e silă că trebuie să mă readaptez la situații noi, la oameni noi, la toate cele,
Dar mai bine asta decât să mă uit în urmă și să rămân în urmă. Să văd că am rămas în urmă și că nu mai pot să fac nimic sau că nu mai am așa și... N-am nicio siguranță că deciziile pe care le-am luat sunt bune. N-am nicio siguranță că o să iasă ceva. Dar încerc. Și încerc, știți că, iarăși, nu știu, v-am mai zis eu de-a lungul timpului că motul meu e că trebuie să fie o versiune mai bună a ta în fiecare zi față de ce ai fost ieri. Adică să fii un pic mai bun decât ai fost ieri. Dacă ieri ai dat-o în bară, astăzi încearcă să, măcar să nu dai la fel de tare în bară. Mâine încearcă să nu mai dai în bară sau să mai ameliorezi sau așa și încearcă să fie o versiune a ta mai bună și... Da. Sunt lucruri pentru care efectiv nu ne-a pregătit nimeni. Deci eu nu la ora actuală nu pot să zic că școala sau familia sau oamenii din jurul meu m-au pregătit pentru asta, pentru că nu m-a pregătit nimeni pentru asta. Ca să mă pregătesc, trebuie să mă uit pe internet, să caut informații la alții care au făcut lucruri similare sau la alții care îți mai scapă câte un sfat pe aici pe acolo. Și da, e înfricoșătoare schimbare, dar în același timp e și bună, pentru că îți poate aduce lucruri noi, îți poate aduce, te poate duce în locuri în care nici nu te-ai gândit. Îți poate deschide uși la care nici nu visai. Îți poate deschide ochii către o lume pe care nici nu visai. Și atunci, da... Nu știu dacă are sens ce zic, adică eu tot dau din gură așa și îmi curg gândurile și mă gândesc la diverse, dar nu știu dacă are neapărat sens. Dar sunt lucruri pe care le digere acum cu încercarea asta de reorganizare și cu planificarea pe anul viitor și da. Apropo de asta, mi-ar plăcea să-mi spuneți ce v-ar plăcea să vedeți la mine în anul care vine și nu doar orice vrei tu, că noi ne uităm, că e plăcut și e frumos și e măgulitor să primești genul ăsta de comentarii, dar aș vrea să văd în ce direcție, ce vă place, clipuri mai scurte, mai lungi, mai multe clipuri, mai puține clipuri, care e zona în care ați vrea să merg cu canalul de YouTube. Evident, categorica asta o să vină îmbinată cu ceea ce vreau eu și cu ceea ce simt eu, dar mi-ar plăcea să-mi lăsați un pic de feedback și un pic mai mult să fiți puțin mai prezenți, pentru că eu știu că cei mai mulți sunteți acolo și poate că unii chiar nu aveți timp să comentați și abia aveți timp dacă e să ascultați un clip pe bucăți și știu asta și vă mulțumesc pentru orice efort de a-mi acorda măcar 5 secunde. Dar e bine să lăsați din când în când, să comunicăm, să fie o comunicare, nu doar să fie un dialog, nu doar eu să emit semnale până obosesc și să spuneți la sfârșit, da, e bine. Atât. Știți? Adică vreau să-mi spuneți în ce direcție să o iau cu clipurile, cam unde ar trebui să mai îmbunătățesc, ce ați mai vrea să vedeți, de ce v-ați plictisit, spuneți-mi dacă v-ați plictisit de anumite subiecte, dacă vi se par redundante, dacă vi se pare că, nu știu, sunt expirate subiectele sau puteți să-mi spuneți în general care sunt subiectele la general comun, YouTube, TikTok, whatever, care sunt subiectele care nu vă plac sau și vă plac, ca să-mi pot forma o opinie pentru ceva să vină în anul care vine, pentru că o să rămân pe baricade, nu scăpați de mine. nu scăpați de mine, din contră. Cu toate piedicile și am avut, credeți-mă că... și anul ăsta, dacă n-am avut la piedici... Dacă n-am avut la piedici, în ceea ce privește YouTube-ul, deci câteodată tind să jur că sunt omul cu cele mai multe piedici pe care le-a avut în ceea ce privește YouTube-ul, jur. Deci câteodată, pentru că și știu că nu e așa, adică știu că mă victimizez un pic, dar câteodată când te uiți la unii oameni și cum le iese și cât de ușor le ies unele lucruri și tu stai cu lunile și te chinui la o porcărie care n-are nici măcar
jumătate din valoarea aia și îți dai seama că oamenii nici nu văd diferența. Oh, este așa, dar asta e lumea în care trăim, știți, și vine la pachet cu toate lucrurile bune care vin pe lângă și eu sunt ok cum sunt acum, adică nu, dar mi-ar plăcea să-mi spuneți, efectiv, voi, aș vrea să o iei în direcția aia, așa, cum mai sunt. Să știți că cei care nu suportă clipurile cu cărți sunt vocali. Deci aia sunt cei mai vocali oameni, ei sunt cam singurii vocali la mine pe canal. Mai puține clipuri cu cărți. Deocamdată n-am avut mesaje din alea foarte arțăgoase, numai mesaje foarte vehemente în ceea ce privește clipurile cu cărți, dar nu știu dacă vom renunța la ele. La modul cel mai serios, nu știu dacă vom renunța la ele, pentru că îmi plac foarte tare și este o parte din mine căreia vreau să-i dedic foarte mult timp și în anul care o să vină. Și da, o să fie mult de discutat și pe partea asta, dar da. Spuneți-mi în ce direcție, apropo de schimbări. Pentru că și aici lucrurile, vreți, nu vreți, se schimbă. Lumea se schimbă. Când am început eu YouTube în 2013, așa, nici nu mă gândeam că lumea o să se plictisească de clipurile cu machiaj sau de clipuri, de taguri sau de clipurile cu empties. Știu că printre voi mai sunt persoane care iubesc clipurile cu empties, dar sunt foarte puține. Au rămas la ora actuală foarte puține persoane care mai fac empties pe YouTube. Eu, Denisa și mai cine? Denisa Nicolae și mai cine? Nu știu. Probabil Sabina, Tătucu și cam astea. Adică nu prea mai știu foarte multe fete care să facă clipuri cu empties, da? Au cam murit. Sau singurele care au rămas și predomină în continuare și mă exasperează și am discutat deja, sunt clipurile cu cumpărături. Haulurile și în special haulurile de make-up și de haine. Eu nu mai... Again, nu pot să ader la lumea asta. Nu pot. Nu, nici nu vreau. Efectiv, din ambiție, pur și simplu, nici nu pot. Și nu vorbim aici de financiar, ci vorbim pur și simplu că mi se pare așa o pierdere de timp. Așa o pierdere de timp mi se pare să te duci să cumperi săptămânal porcării pe care nu le folosești, de care uiți, care îți îmbâxesc viața, care stau acolo degeaba. Cei mai mulți poate că returnează din lucrurile alea, dar chiar și așa, mi se pare atâta o pierdere de timp să te duci să cumperi lucrurile, să faci clipul și după aia să te duci înapoi să le returnezi. Vai de capul meu, deci mai bine știți, nu, e ceva odios, efectiv, este ceva infernal, infernal. Și da. Nu, la asta nu accept. Asta nu înseamnă că nu voi mai cumpăra sau că nu voi mai face și eu din când în când un haul, dar nu vor fi cu frecvența pe care o văd la unele persoane de fiecare daily vlog, fiecare clip sau o dată pe săptămână sau știți, adică ați văzut bine că eu mă duc și îmi cumpăr fix ce am nevoie, nu mă duc iarăși. Pelerinajele astea la mall mi se par atât de absurde. Mi se pare așa, nu știu, adică am devenit o societate, pardon, am devenit o societate din asta în care singura activitate importantă pe care o avem după job și luat copiii de la școală este să mergem la mall. Sunt oameni pe care îi vezi că se duc zilnic sau săptămânal la mall. Dacă îi băga într-un muzeu sau îi pune să citească o carte, ar spune că n-au timp. Adică, ok, mi se pare ok să te duci odată la câteva săptămâni, că ai nevoie de ceva. Iarăși, te duci cu un scop, că ai treabă, că-ți trebuie ceva, că vrei ceva de acolo. Să te duci doar să cași gura în fiecare zi la mall, pentru că și eu, de exemplu, am fost la mall și am nimerit într-o zi, la o oră din asta când toată lumea ieșea de la muncă. Și chiar am văzut mame care și-au luat copiii de la școală să mănânce la mall, KFC. Adică nu să duci, să nu duci copilul acasă să mănânce o mâncare sănătoasă. Nu, mergem și mâncăm la mall. Da, foarte interesant aspectul ăsta, știți? Și
ideea asta de a cumpăra tot timpul. Și oricum, mă uitam, după ce mi-a sărit treaba asta în ochi, mă uitam, apropo de ieri, mă uitam, 90% din persoanele pe care le-am văzut cu pungi în mână aveau pungi de la Primark. Ok. Mai erau câteva persoane cu pungi de la H&M și în rest, toată lumea, 80% din oamenii care erau în mall n-aveau nimic în mână. Știți? Adică, mă duc la mall ca să ce? Să-mi pierd timpul acolo? N-aș putea să fac altceva cu timpul meu, știți? De-aia, pentru mine, ideea asta de shopping constant și să fii la curent cu ce colecții sunt, cu ce mai scoate Zara, cu ce mai scoate H&M, cu ce mai scoate nu știu care. Bă, nu. Deci asta vreau să zic. La mine nu trebuie să vă așteptați la chestiile astea din start, pentru că vor fi cumpărători, vor lua chestii, dar în măsura în care am nevoie de ele și în măsura în care îmi sunt utile și în măsura în care îmi plac, dar nu să cumpăr constant așa. Hai să basculăm lucruri. For what? Ca să ce? Că oricum nu ne îmbunătățesc viața, adică nu ne mai fac mai fericiți. Asta e o prostie, că dacă te duci și dai banii pe chestii, o să fii mai... te destresează. Aiure, e o prostie pe care au inventat-o americanii ca să ne bage pe gât să cumpărăm mai mult, să se îmbogățească alții. Dar nu... Deci despre asta vorbesc. Bun. Cam atât am vrut să vă zic. Nu știu dacă are sens ce am vrut să vă zic. Dar, anyway, lăsați-mi în comentarii ce ați vrea să vedeți la anul. Ce părere aveți despre chestia asta cu schimbarea? Cum vedeți voi schimbarea? Cum priviți voi schimbarea? Adică, vi se pare ok să fii deschis la schimbare sau preferi să... nu, lasă. Mai bine stau aici unde sunt și să fac mucegai aici în locul în care sunt, pentru că pe ăsta îl știu. Let me know. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, vă pup și ne vedem în următorul clip.